Mărcile poștale de BSR Mărcile poștale de BSR au circulat din anul 1867 până în anul 1871 doar pe calea ferată Cernavodă-Constanța și invers. Societatea engleză de BSR, Dan Black Sea Railway Limited, în urma unei concesiuni pe 99 de ani de la statul Otoman. Obținută de Sir John Trevor Berkeley, a început construcția în 1860 a căii ferate, care s-a dat în folosință în anul 1864. Cu această ocazie, s-a înființat și un serviciu popular de poștă care deservea transportul corespondenței între porturile Cernavodă, la Dunăre, și Constanța, de la Marea Neagră. Scrisorile erau predate în Constanța la sediul societății engleze G, Harbor Company Limited, care se ocupa de operațiuni în portul Constanța, în timp ce la Cernavodă și la Megidia erau oficii proprii ale de BSR. Taxa unei trimiteri pe acest parcurs era de 20 de paras, monedă otomană. Taxa se plătea în numerar la predarea scrisorii sau a coletului, care era apoi timbrat și ștampilat. În anul 1867, societatea de anul C. Black Railways a emis cu acordul guvernului otoman și un timbru de 20 de paras. Timbru este litografiat cu dantelură de 9 și jumătate, cu dimensiunea de 18,5 cu 22,5 mm. Este primul timbru din Europa cu tematică cale ferată deoarece pe un mal se vede un tren, iar deasupra se luminează luna și o stea în cinci colțuri. Toate acestea încadrate într-un cadru dreptunghiular format din două linii paralele. Textul este la stânga format din inițialele de BSR, iar la dreapta scrie Custendie and Voda Sus, local post, iar jos 20 paras. Timbrele originale sunt imprimate cu negru pe hârtie verde sau pe hârtie roz. A existat un singur tiraj de 5.000 de exemplare realizat într-un context unic în istoria mărcilor poștale din lume. Mărcile de besere sunt emise de o societate engleză cu o monedă otomană, deoarece la momentul respectiv guvernarea asupra Dobrogei era otomană, și cu circulație pe teritoriul român, acceptată de statul român, ca mărci locale. Domnul Nelu Ivan din Brăila are în colecția sa trei timbre de BSR, care sunt reproduse în aceste imagini. Ele au aparținut inițial tatălui meu, spune Nelu Ivan. Am căutat să aflu mai multe informații despre mărci, dar nu am găsit articole scrise de colecționari. Am căutat la Arhivele statului din Cernavodă, dar e Arhiva din 1860-1880, ba chiar până în anul 1950, nu există. Se pare că a fost arsă din ordinul unui primar local la 1970 pentru a elibera spațiul de depozitare, mai spune Nelu Ivan. Importanța acestei căi ferate nu a fost relevată prin studii istorice. Este a doua construcție de cale ferată după cea de la Oravița Buziaș din 1856, care a fost dată folosință pe teritoriul actual al României. Timbrele de BSR sunt date în catalogii românești și turcești. În anul 1890, imprimăria Kaiser din Viena a emis reimpresiuni tipărind timbrele originale de BSR în mai multe culori pe hârtie diferită, dantelat și nedantelat, cu tipar auriu și argintat în loc de negru. O nota editoriului putem face aici. Mărcile de BSR sunt foarte populare printre colecționarii britanici și austrieci. Din acest motiv și prețurile lor sunt în creștere. O problemă majoră o constituie însă reimprimările, dar mai ales falsurile. Putem găsi pe site-uri specializate de licitații mărci de BSR cu tipar negru imprimate pe verde, albastru, roz, galben sau roz dantelat și nedantelat. Pentru a înțelege despre ce valori e vorba, vă pot spune că în anul 2018 pe eBay s-a vândut un timbru reimprimat negru pe hârtie verde cu 278 de dolari, iar în decembrie un alt timbru cu 53 de dolari. Era un negru pe hârtie albastră. În februarie 2017, casa de licitații Gartner din Austria a vândut o scrisoare francată cu o marcă DBSR, autentificată de, de Peffinger și Frenenbacher, cu 3500 de euro, în timp ce în iunie 2018, Casa de licitații Spike din Londra a vândut trei scrisori francate cu mărcile de BSR cu valori cuprinse între 1100 și 8000 de euro. Interesul colecționarilor austrieci este dat de ștampilele Lloyd Christensen Agency, cea care folosea serviciile de BSR, și ale companiilor sulori DDCG, și care pot fi găsite aplicate pe mărcile de BSR. Aceasta este mica poveste a mărcilor poștale de BSR, cele care sărbătorească și, într-un fel, ne readuc aminte despre extraordinarea construcție de cale ferată Cernavodă-Constanța. Revista Litera 13 a publicat un articol intitulat Mărcile poștale de BSR, semnat de colecționarul Brăilan Nelu Ivan, din care am reprodus toate aceste informații. Vou, muito